wanna fuck. Hi, lovely party people! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi, da, ați ghicit, este weekend și am plecat din Timișoara. Suntem în drum spre Brebul Nou. De la Timișoara avem de condus vreo 2 ore și jumătate. 147 de kilometri sunt, iar din Reșița, dacă cumva ajungeți prin altă, pe alt drum, nu veniți din Timișoara, din Reșița sunt 37 de kilometri. Ne suntem cazați în Brebul Nou, e la aproximativ 3-4-5 minute cu mașina de 3 ape. Mâine o să mergem la lac. Au un ponton similar cu cel de la Văliug. Inițial am căutat cazare la Văliug, ne-am trezit cam târziu, vreo 2 săptămâni în urmă, și nu am mai găsit acolo cazare, cam tot era ocupat. Și atunci am găsit cazare aici în Brebul Nou și un domnul săracu a făcut pană. Na, îmi pare chiar foarte rău pentru el. Da, ziceam că o să mergem la lac, la 3 ape. Denumirea lacului provine cumva și de la cele 3 ape curgătoare ce l-au format, Brebu, Semenic și Grădiște. Acum, aștept să ajungem la cazare. Avem camera 150 de lei pe noapte, am plătit, sper să fie super, super fain. Acum am înțeles că au și piscină. O să filmez. Ce sper eu e să fie mult, mult, mult mai răcoare decât în Timișoara. Așa că ne vedem mai încolo. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were, what did you do, I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over, oh no, it's true, you made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know.
sunt, m-am trezit de vreo 20 de minute, am băut o cafea, toată lumea doarme și vreau să vă iau la un turul curții. Nu am reușit să fac asta aseară, era foarte, foarte târziu în momentul în care am ajuns, adică era întuneric, nu neapărat foarte târziu și nu am mai, am uitat, iar turul camerei am uitat să... vi-l fac, dar după ce se trezește Călin, o să vă arăt și camerele, sunt foarte, foarte curate, e foarte fain aici, e liniște, plus avem un cățel, săracul de el e orb, dar și n-ai idei de fiecare dată când ieși în curte să nu-l sperii, pentru că la fiecare zgomot începe și latră. Na, cam asta este, hai să mergem la turul curții. Hei, na, cam așa arată camera, e undeva sus la mansardă și aici ai un view și mai e un geam pe partea cealaltă, iar baia e cu cabina de duș. Sâmbătă pe la ora 5 și un pic, după ce ne-am tot gândit și răzgândit dacă să mergem la lac sau nu, e, într-un final merg la lac să vedem, că am înțeles că e super multă lume pe acolo și vedem dacă putem să filmăm ceva sau nu. So, see you there! Și ce mi se pare super ok aici, comparativ cu cei de la Văliug, este faptul că au și cazare, au și parcare, au și restaurant, e în același loc și e super, super, super fain în sensul că e răcoare, brazi, ați văzut, am intrat la ponton doar să mă uit, nu o să stăm la plajă, m-am pârlit deja la noi la cazare, nu mai am nevoie de o altă plajă. Ideea e că diseară o să fie party, deci sâmbătă e party și la ei. Îi găsiți gen, dacă îi căutați după 3A pe ponton și găsiți toate detaliile acolo. O să încerc să vă caut și eu ceva, să vă las acolo detalii despre prețuri, adresă și altele. Deci, uitați ce priveliște, ne-am întors de la ponton, e cam la un minut distanță, sunt niște oameni acolo ce au bărcuță și se plimbă cu barca pe lac și noi am adus barca, n-am folosit-o, n-am ajuns la ponton, n-am făcut nimic din ce ne-am propus, peste drum e o cazare super, super faină, e mai faină decât cazarea unde stăm noi, se numește pensiunea Orizont. Și da, e foarte multă lume aici, însă din ce am văzut eu se respectă toate regulile din această perioadă, chiar dacă e foarte, foarte multă lume, gen mai multă lume decât în perioada festivalului de la
Gărâna, festivalul de jazz, ce se ține de obicei în iulie. E mult mai multă lume, însă lumea a venit cu cortul, chiar dacă sunt foarte, foarte multe mașini, lumea a venit cu cortul și cumva se respectă toate regulile, cel puțin la ponton. Mie mi s-a părut că e foarte, foarte bine e organizată toată situația. Deși am fost acum 5 sau 6 ani aici, mi s-a părut puțin nu foarte, adică nu mi-a plăcut. Anul acesta mi se pare mai fain decât la Văliut, adică pontonul e mult mai bine organizat, ai mai multe spații de cazare, ai mai mult spațiu, ai mai multe chestii de vizitat. Așa că eu mă duc să enjoy the rest of the day, ne vedem la următorul vlog, vă pup, ciuz!